După o săptămână de activitate intensă, caravana medicală AUR și-a încheiat misiunea în județul Hunedoara, prin intermediul căreia AUR a pus la dispoziția hunedorenilor în Țara Hațegului, Țara Zarandului și Lunca Mureșului o serie de servicii medicale gratuite. Beneficiarii proiectului au fost oameni de la sate care nu-și pot face analize medicale, lipsa banilor fiind motivul principal. Ultima escală, după Râul de Mor și Vața de Jos, a fost în comuna Hărău. Am parcurs în decursul acestei săptămâni 4 zile de muncă, activitate și totul, intensitate maximă. Luni, marți am fost în Țara Hațegului, miercuri, joi am fost la Vața și astăzi am ajuns și pe Valea Mureșului, la Hărău, unde de dimineață am avut pacienți cu diverse probleme, de la cele cardiace, la stomatologice, oftalmologice, am efectuat și analize de sânge. Încercăm să facem cât se poate față solicitărilor și nevoilor pacienților. Am întâlnit zone cu probleme în care pacienții n-au avut acces la serviciile medicale, sunt pacienți care n-au ajuns să-și controleze starea de sănătate de 7-10 ani. Am dat sfaturi, i-am îndrumat pe specialiști, sper că prin acțiunea noastră să fie adus un plus de sănătate pacienților. Ce analize ați făcut? Am făcut de sânge și la inimă, EKG-ul. Și acum urmează la ochelari. Cum ați primit această acțiune? Cu mare bucurie, e un ajutor foarte mare din partea AUR. Problemele sunt diverse. Noi ne-am, pe lângă problemele medicale, avem și caravana juridică. Legat de problemele de sănătate, sunt persoane care nu au avut accesul la acte medicale de ani de zile. Cumva am venit în sprijinul lor, cei care nu au avut posibilități pentru deplasare le-am asigurat transport. Am identificat și cazuri mai speciale. Prin investigațiile care s-au făcut la noi la caravană, aceștia au fost îndrumați către medici specialiști, spitale regionale, pentru a rezolva probleme. Noi suntem o caravană, sunt niște servicii destul de făcute, niște doctori specialiști, asistentele care le avem, inclusiv dotările, și ne bucurăm că aducem o speranță oamenilor și cumva venim să le arătăm că noi, ca structură politică, încercăm să facem bine pentru români. Asta ne-am propus și asta o să facem și de acum încolo. În premieră, pe lângă servicii medicale, hunedorenii au avut parte și de consiliere juridică. Problemele vizează în general chestiuni de fond funciar, chestiuni de partaje succesorale, chestiuni de proprietate individuală, în primul rând. Cam astea au fost pe ziua de asta și în ultima instanță a fost și ceva cu asociație de proprietari. Dar să înțeleg că oamenii nu știu unde să meargă, adică nu știu care sunt pașii. Regulă, ei sunt plimbați de la o autoritate la alta, actele sunt neconforme, ca să zic așa, sunt acte vechi, sunt oameni care au decedat, nu mai pot să furnizeze informațiile normale, care ar putea duce la o deslegare legală simplă, și atunci situațiile astea trenează, ei nu-și pot rezolva problemele și uite așa. Am avut cazuri în care s-a efectuat cadastru general, dar oamenii au constatat că ce aveau pe hârtie nu se regăsea și în teren. Nu era o concordanță între astea două, deci degeaba au beneficiat de un serviciu gratuit din partea statului, că nu a fost făcut de calitate, așa că trebuie să apeleze la reparații. În această săptămână, Spitalul Mobil se află în județul Alba.